felicitări. Nu neapărat pentru videoclip, pentru că nu este primul tău videoclip, dar pentru că noi nu ne-am întâlnit de când ați terminat Bravo I Still. Și să ajungi în finală nu este deloc ușor, nu e important. Am ajuns în semifinală, aproape de finală. Mă rog, noi ne-am uitat în acea zi și cumva au fost, dar până la urmă nu contează coroana, știi cum e? Contează ce faci după și ce ai învățat. Nu uite coroana aici. Hai că ai avut-o de la început. Am avut-o, am venit cu ea de acasă, am plecat cu ea acasă și coroana aici, oricum. Zi-mi, cum e viața după Bravo I Still? Că acolo a trăit ca în 5 vieți. Și cu certuri și cu bucurii și... Deci eu am zis că dacă reușesc să trec cu brio peste Bravo I Still, reușesc să trec peste orice în industria asta. Adică nu mai am acum nicio... Totul mi se pare extrem de lejer. Indiferent că e vorba de videoclip, că e vorba de film, că e vorba de reclamă, e lejer. Dar nici nu-ți mai trebuie fete. O perioadă vrei să lucrezi mai mult cu băieți și ne referim din punct de vedere profesional, să nu se înțeleagă acasă. Spre norocul meu, eu m-am înțeles chiar ok cu fetele, am avut un parcurs liniștit, lin, să spunem așa. Normal că lucrez cu fete, că lucrez întotdeauna cu fete, dar mi-s dragi și îmi place, îmi face plăcere. Dar zi-mi ce ai învățat din toată experiența asta, lăsând la o parte partea stilistică, ai învățat, nu știu, să vorbești mai mult, să fii mai auzită, să-ți pui punctul de vedere atunci când trebuie, să nu mai ții în tine și să fii introvertită, cum ai fost de-a lungul competiției? Nu am fost neapărat introvertită, cine mă știe, știe că nu sunt o fire introvertită, însă nu am vrut să iau parte la anumite conflicte. A fost o decizie pe care aș lua-o probabil încă o dată, dar într-adevăr, poate că în anumite momente trebuia poate să fiu mai vocală doar pentru a mă apăra pe mine, nu ca să creez un conflict evident. Și dacă m-ai întrebat ce am învățat în cadrul emisiunii Bravo I Still, pot să zic că am învățat să-mi gestionez timpul și să gestionez timpul cu oamenii apropiați și oamenii cu care lucrez. Adică am început să fiu foarte selectivă, pentru că mi-am dat seama că pierdeam foarte mult timp încercând să rezolv situații care nu țin de mine și cumva în parcurs emisiunii am învățat că câteodată nu poți să le rezolvi singur pe toate. Trebuie să mai știi să zici și nu. Trebuie să mai știi să zici și nu, exact. Asta a fost o mare lecție pentru mine, să mai știu să zic și nu și să-mi, după cum am zis, să-mi gestionez timpul în favoarea mea. Ai făcut și tu o pauză după filmări? Să te relaxezi, să te duci într-o vacanță sau intra direct în pâine? Că de la filmări, de aici, de la videoclip, presim că te duci către alt proiect. Uite, eu nu sunt omul vacanțelor, nu-mi plac vacanțele. Nu pot, uite, firea mea așa de berbeacă cum sunt, nu-mi permite să iau vacanțe. Mie îmi trebuie maxim, hai să zicem, 2 zile, dar 2 zile cu indulgență să mă refac, dar să stau eu cu mine, să nu fie nimeni altcineva și după aceea trebuie să-mi treabă că nebunesc dacă nu. Ai avut nevoie să reintri în sala de antrenamente pentru că dansul, deși nu pare, este un sport în adevăratul sens al cuvântului și trebuie să fii tot timpul în priză. Nu sunt eu dansatoare, dar dacă mă duc la club o seară, am febră musculară 2 săptămâni și de aia vorbesc. A trebuit să reintri în sală? A trebuit să reintru în sala de fitness prima dată, pentru că s-au adunat meniurile alea gustoase ce le aveam la Bravo. Acum urmează să încep să mă antrenez și eu pe partea de dans, însă deocamdată m-am focusat pe partea mea, pe nișa mea, pe bachata mai exact, pentru că am dat și drumul la un curs de bachata pentru începători. Vă aștept și pe voi când doriți. Se mai pot face înscriere? Se pot face înscriere. Abia am început la Kobo Dance Center, pe Lânăriei 90, de la ora 7 în fiecare marți. Vă aștept la bachata și te aștept și pe tine, de ce nu? Avem limită de vârstă, că deja gata, adică... La bachata nu e limită de vârstă, e doar limită de dispoziție. Adică dacă dispoziția ta scade prea mult, nu trebuie să vii la bachata. Sau dacă vii la bachata, vii cu intenția să-ți ridici dispoziția. Și trebuie să avem și partener? Nu, la cursul meu nu e nevoie de parteneri, este un curs individual, teoretic, nu ai nevoie de parteneri, înveți să dansezi bachata și ulterior îți explic și cum se dansează în pereche și de acolo evoluează lucrurile mai departe. Îmi place, e un start bun și sper că la următorul interviu să vorbim și de alte cursuri și de propria școală de dans, să te ajute Dumnezeu. Școlile mele de dans, însă cu pandemia m-a pus așa puțin în cap și mi-am dat seama că nu sunt în momentul în care să mai îmi doresc să duc o școală de dans, pentru că trebuie să fie acolo de dimineață până seara. Asta însemna să nu mai pot să iau proiecte, să nu mai pot dezvolta eu personal foarte mult, pentru că trebuie să fie cineva constant acolo. Însă mi-am dat seama din nou, uite, și cu pandemia și cu emisiunea și toate proiectele care mi s-au întâmplat, că
îmi doresc foarte mult încă să fiu pe scenă, îmi doresc foarte mult să evoluez, eu să încerc diverse lucruri și în clipa în care simt că nu o să mai pot și că e timpul să mă cizelez, atunci îmi să redeschid și școala. Gestionezi mai bine timpul, înveți să-l gestionezi și mai bine și reușești cumva să le împarți. Dimineața vii la cursuri, seara să faci proiecte. Doamne ajută să iasă așa, dacă ai și așa ar fi minunat. Până atunci... Dați-i follow să vă dea mai multe detalii și la Cobodance, am înțeles de bine? De aceasta vă așteaptă la Cobodance, la un curs care e așa pe sufletul meu, muy, muy caliente.